Candidatul Uniunii Social-Liberale pentru funcția de primar al municipiului Suceava, liberalul Ștefan Alexandru Băișanu, a vizitat joi mai multe unități economice din oraș. Alexandru Băișanu a stat de vorbă cu muncitorii și l-a prezentat programul său administrativ pentru municipiul Suceava. Cu drag, mulțumesc din suflet. Ușurat să nu ne rupe. Mulțumim. Și aveți și broșura mea acolo unde vă rog să citiți și o să vedeți că nu-i de joacă, e chestii serioase. Ne-am adunat aici să vă prezint pe domnul Alexandru Băișanu, candidat în partea USL-ului pentru primăria Suceava. Sunt posibilități de a face lucruri frumoase în Suceava, fără foarte mulți bani, îți trebuie doar puțină voință. Vorbim de locuri de joacă, vorbim de locuri unde tinerii se poate distra, adulții se poate distra, vorbim de câini vagabonzi care sunt în Suceava în momentul de față. Vorbim de multe lucruri ușor realizabile, fără foarte mulți bani. Tot joi, candidatul USL pentru primăria Suceava, Alexandru Băișanu, s-a întâlnit cu alegătorii în zona catedralei. Băișanu a vorbit cu oamenii, le-a prezentat programul său politic și l-a cerut să-l voteze pentru funcția de primar al municipiului Suceava. Mergeți la vot? Mergeți la vot? Și votați cu noi? Dacă am putea să votăm de 10 ore. Dacă ați putea de 10 ore. Mulțumesc tare mult. Veniți la vot? Veniți? Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc, sănătate, numai bine. Veniți la vot, sincer. Sigur că puteți, ca orice cetățean. Sincer. Noi suntem înțelegi. Dar nu-i secret. Poate fi secret atâta vreme cât vrei să ascunzi și vrei să votezi. Dacă ceva nu-ți place, poți să spui cu față direct. Am să vă mai gândesc. Vă rog să citiți programul meu și țineți cont că se poate face mai multe lucruri.